În acest binom, care este rolul lui Vlad Plahotniuc și lui Igor Dodon? Deci ei au roluri de egalitate? Nu. Vă rog să deschizi paranteza. Plahotniuc e vioara principală. Și atunci, Igor Dodon, în cazul dat, este o forță prorusească controlată de Moscova sau totuși o forță care este controlată de PD? Ca să ne lămurim. Deci, credeți că Plahotniuc e antirus? Chiar așa credeți? Eu nu cred, eu vă întreb. Poate știți mai mult. Și eu mă gândesc. Dar cum se dă cel mai mare dai două minute, trei, da? Vă dau, promit. Deci Plahotniuc a fost cu pe meu, cu Voronin, da? S-a certat, nu s-a certat, eu nu știu. Când am văzut cu pe meu, dar în tot... Era clar că se duce cu, se duc cu niște jai. Nu, nu se duceau. 60 de mandate din 101, asta nu se duceau. Se spunea că s-au certat cu Voronin. S-a certat și a trecut, a venit la E1, E2. Când am văzut că se compromite partidii pro-europene, cu furt miliardul, contrabanda, cu tot, el a înțeles că vin din nou stângă la putere. Să vină Voronin, nu putea, fiindcă erau certați, așa-i? Nu era de acord. Și atunci l-a scos pe Dodon. Nu l-a scos doar pentru ca să voteze pentru Timofte. Ceea ce i-a dat el lui Dodon, poate să trebuie să voteze și o rață mută, dar de ce să nu voteze pe Lupă atunci? Deci scopul a fost să-l scoase, să-i facă partid, ca data viitoare să menții la putere. Deci, Plahotniuc l-a ajutat să-și... Da, cum? Construiască partidul? Da, cum? Financiar? Da, cum? Dar pe banii cei care îți vorbești că eu dat, nu i-o dat pentru vot, eu dat pentru partid. Eu doar... Stai. Momentul, eu, și Plahotniuc s-a gândit cine o să fie în caz când pierd partidii pro-europene putere, dar era clar că noi, furt miliardul, vedeți, deja își demonstrează. Și atunci s-a gândit și l-a scos pe Dodon și l-a lansat de atunci și acum el îl păstrează, îl ține așa încât să nu ai probleme. Atunci spuneți-mi, cine este potrivit dumneavoastră?